Primul mit este că dacă vei sări pe acel bounce, nu te va arunca în sus. Dacă vei da emote-ul de fulger în skin-urile NPC de pe hartă, ele vor pica din cușcă. Este imposibil ca să apeși butonul de like pentru că tu vei fi primul care o va face. Dacă vei sări cu skin-ul lui Mr. Beast în cușcă, vei rămâne acolo. Dacă vei sări în mingea de basket a lui Mr. Beast, te va arunca foarte mult în sus și vei sta pe un perete care este cel mai înalt de pe hartă. Poți să ajungi mult mai rapid la final dacă te vei duce pe sus pe acele triunghiuri și vei sări pe acel bounce pad. Dacă te vei abona în momentul acesta la canal, vei primi un pass gratis. Corect, lasă numele tău în comentarii de pe Stumble Guys. Dacă vrei să vezi mai multe mituri cu Mr. Beast, apasă jos unde ți arată săgeata roșie.